Luni 25 martie, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj va sărbători Ziua Poliției Române. În fiecare an, polițiștii gorjeni au organizat mai multe activități alături de cetățeni, așadar se anunță mulți participanți și la evenimentele din acest an. Cu acest prilej, astăzi se desfășoară Ziua Porților Deschise la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Mai mulți studenți și elevi din municipiul Târgu Jiu vor trece pragul instituției și se vor bucura de un tur inedit. A devenit o tradiție ca în fiecare an polițiștii gorjeni să sărbătorească Ziua Poliției Române alături de cetățeni. Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a organizat Ziua Porților Deschise, în instituția noastră fiind invitații să participe studenți și elevi de pe raza municipiului Târgu Jiu. Polițiștii gorjeni organizează acțiuni cu ocazia Zilei Poliției Române atât la sediile posturilor de poliție din județ, cât și pe raza municipiului Târgu Jiu.